Cât a întârziat repararea și reabilitarea infrastructurii Bârlădenii, implementarea cu întârzierea acestui proiect? Haideți, eu aș da un răspuns așa, probabil nu o să mulțumesc pe nimeni, dar câteodată situația te pune în această postură. Eu știu că așteptarea este grea, așteptarea a fost lungă, am primit zeci de oameni în audiență, dar am trecut printr-o realitate. Au fost și factori obiectivi și mai puțini obiectivi, mă rog, nu depinde de noi, sunt acte normative care au fost adoptate și au schimbat condițiile. Important e că suntem astăzi aici și semnăm contractul de executare. Și să privim spre viitor. Să știți, există poate să zici un decalaj între implementarea acestui proiect și celui de la Vaslui, dar nici Vaslui nu l-au terminat și nici cei de la Negreș, nici cei de la Huș. Ceva există. Dar printr-o seriozitate din partea constructorului, poate chiar putem ajunge la nivelul celor de la Vaslui. Întârzieri, dacă vă referiți la alte proiecte pe care le-am implementat, de acolo le-am implementat cele 20 de străzi covoare, noi am terminat acel proiect, sperăm să ne sincronizăm cu proiectul de pe mobilitate urbană, unde avem asfaltare străzi. Ei, aici căutăm să predăm constructorului străzile pe care le avem noi la asfaltare și primele străzi pe care se le atace sunt cele din mobilitate și după aia se vor extinde pe alte străzi, ca să putem și noi să mergem cu proiectul de pe mobilitate în urma lor. Și ne referim la Inelul, Iepureanu, Dragoș Vodă, General Vasile Emilia, Vasile Pârvan și cred că acolo vom ataca primatii și noi după aceea vom veni cu lucrările noastre pe mobilitate. Asfaltări, trotuare, stații, autobuz. Nu spun că nu ar fi o întârziere, dar o putem recupera prin seriozitate. Și mai bine să punem punct anumitor dispute și să privim spre viitor, să știm să construim și să folosim banii pe care i-am primit în acest proiect. Eu aș adăuga un lucru aici, pentru că domnul primar mi-a sugerat o chestiune și voiam eu să o spun mai înainte, dar nu mai apucasem, că și așa m-am lungit foarte mult. Uneori, antrenarea într-un dialog de asta nu e chiar foarte benefică pentru a da o explicație esențială. De fapt, la Vaslui avem de acum dispus la licitație. Am încercat fel și fel de lucruri, abia de acum urmează. Mai este ceva. Mai avem, deci nu e finalizat acolo și... Sunt foarte multe lucruri care nu țin de voința noastră în povestea aceasta. Voința noastră este aceea de a implementa și de a duce la bun sfârșit, pentru că altminteri ar trebui să plătim 100 de milioane de euro să restituim suma care a fost avansată de către pe linia proiectului, programul operațional sectorial. Și cred că ne-ar face și niște probleme foarte mari în ceea ce privește cel de-al doilea proiect, programul operațional infrastructură pe infrastructura mare, pentru că ăla e mai mare, de vreo 200 și ceva de milioane, estimat până acum.